În fapt, 5 persoane sunt bănuite că pe 6 martie au braconat pe un fond de vânătoare situat într-un țarc de aproximativ 10 hectare din comuna Recea, 2 exemplare de căprior și 2 exemplare de cerb lopătar. Ca urmare a perchezițiilor, au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, coarnele de cervide, precum și cantități de carne. Totodată au fost identificați un număr de 6 câini metiși de ogari, ce au fost ridicați și predați în custodia reprezentanților unei asociații chinologice din Argeș până la finalizarea cercetărilor. În acest moment sunt continuate cercetările față de 2 persoane pentru săvârșirea infracțiunilor de vânătoare prin folosirea ogarilor sau metișilor de ogari și pe timpul nopții.